Bun găsit tuturor! Trecerea la partea luminoasă înseamnă Armagedon intern, când orice creatură arde în sine tot, întunericul pe care l-a purtat cu ea toată viața. Toată lumea va trebui să treacă prin asta pentru a supraviețui în noile energii. Cu niciun ajutor extern, iar restructurarea realității înconjurătoare nu ne va salva dacă nu trecem mai întâi prin Armagedonul nostru. Astăzi, mulți oameni trec cu succes această etapă. Acest lucru duce adesea la senzații ciudate și necunoscute. Există senzația de a fi pierdut și incapabil să te acomodezi. Se poate părea că lumea din jur nu mai este aceeași ca înainte. Diferențele se observă brusc în toate, de parcă ceea ce era normal nu mai este normal. Poate fi dificil să te concentrezi asupra sarcinilor tale așa cum erai obișnuit să o faci. Chiar și cea mai mică muncă este dificilă și durează mult mai mult decât ar trebui. Totul este cumva mai complicat decât ar trebui. Diferite boli apar de nicăieri și datorită schimbărilor de energie, corpurile noastre nu se pot adapta întotdeauna rapid la ele. Observăm dureri de cap și crampe. Acest lucru se datorează supraîncărcării informațiilor primite, care nu pot fi procesate la nivel fizic. Unii aud sunete ciudate, greu de descris. Acestea sunt energii care emană cu mare forță din diferite locuri. Mulți au o intuiție ascuțită, le vine o înțelegere a multor lucruri. Mulți au acum probleme cu somnul, de asemenea este legat de supraîncărcarea energetică actuală. Unii oameni se trezesc între 3 și 5 dimineața de parcă i-ar fi trezit cineva. Cu cât continuăm procesul de tranziție, cu atât mai mult suntem atrași de mediul rural. Semnele de tranziție variază foarte mult în formele lor de manifestare. Începi să observi sincronicitatea repetitivă, de exemplu combinații de numere precum 11-11, când verifici ora. Acestea nu sunt coincidențe. Nu există coincidențe în viața noastră. Numerologia explică bine combinații, precum semnale și mesaje către noi din planul subtil. Gândurile au început să se materializeze foarte repede. Acesta este motivul pentru care cel mai bine este să te concentrezi doar pe gânduri optimiste și pozitive. Și vei observa că visele devin realitate de la sine, chiar și fără a necesita niciun efort din partea ta. Te gândești cât de bine ar fi și brusc gândul se materializează în cel mai scurt timp posibil. Obiceiurile tale alimentare se schimbă. Poți avea vise profetice, de parcă realitatea este acolo și nu aici. Adesea în timpul sau după asemenea vise, îți vin răspunsuri la multe întrebări. O dorință puternică de adevăr apare în tine și adesea acest lucru anulează complet toate credințele tale anterioare. Adevărul este acum important pentru tine. Înțelegi mai bine natura și mecanismul fricii. O modalitate excelentă de a scăpa de ea este să oprești pur și simplu știrile. Când te eliberezi de frică, te eliberezi de robia sistemului și devii liber. Un alt simptom al tranziției este trezirea clarviziunii. Poți începe să vezi energii cu coada ochiului, unii fac distinție între bile, alții simt energie în jurul lor sau o aură. Simți senzația de deja vu. Aceasta este o manifestare a unei cronologii diferite. S-ar putea să întâlnești unele fenomene de neînțeles, de exemplu, ceva începe să dispară și apoi apare de nicăieri. A fi înstrăinat de prieteni și familie, ca și cum nu te-ar mai înțelege, nu este un simptom foarte plăcut. Când trecem la vibrații superioare, îi pierdem adesea pe cei dragi.
Este natural. Nu-ți face griji, prietenii și familia nu vor dispărea pentru totdeauna. Abia începi să comunici cu oameni cu energii vibraționale similare. În unele zile te simți împrospătat, în altele ești foarte slăbit și epuizat. Aceste urcușuri și coborâșuri energetice sunt destul de normale, adaptându-te la noile energii. Vezi esența a ceea ce se întâmplă. O nevoie sau o dorință urgentă se naște în tine pentru a vindeca și a proteja această lume. Oamenii sunt atrași de tine, iar unii te urăsc, încercând să stea departe de energiile tale sau să troleze pe internet. Ai devenit mai discriminator cu privire la împrejurimile tale. Îți redefinești valorile, conștientizarea modului în care mediul încearcă să te influențeze. Ai început să simți nevoia de a te îngriji mai mult pe tine însuți, de a scăpa de sentimentele, gândurile și acțiunile negative. Reușești să rămâi pozitiv sau cel puțin neutru mai mult timp, indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Folosești puterea intenției și meditației pentru a-ți echilibra și regla vibrația interioară. Constați că cunoașterea e ceea ce ai nevoie, îți vine de la sine. Știi cum să te reprogramezi pentru a ieși din algoritmi matriciali, deoarece ai învățat să înțelegi cum, când și de ce funcționează. Oricât de dificil ar fi, continui să îți elaborezi karma. Nu te temi de deteriorarea scenariilor de viață, de o repetare a trecutului sau de simptome dureroase în corpul tău. O nevoie copleșitoare de a extinde conștiința este cel mai bun mod de a-ți restabili echilibrul interior și încrederea. Dacă te recunoști, felicitări! Ești deja în multidimensionalitate. Odată ce ai făcut o alegere, universul îți va ușura drumul. Poate că în ultima vreme te-ai îngrijorat că lumea la care visezi nu va exista în viața ta, căci știrile sunt grele și nu poți vedea sfârșitul acestei cenușii grele în acest moment. Dar nu uita că timpul a devenit mai flexibil acum. În loc de decenii, schimbările pot apărea în zile și săptămâni. Dacă părerea ta este limitată de mass media, bârfe și alte canale de dezinformare, trebuie să înțelegi că realitatea este foarte diferită de imagini și bârfe, deoarece acestea se bazează pe temeri 3D și intervale de timp. Niciunul, nici celălalt nu se aplică, nici pentru tine, nici pentru Pământul nou. Înseamnă asta că lumina va veni din cer, risipind toate temerile tale? Sau înseamnă că nu trebuie să-ți fie frică de ceea ce nu se va întâmpla? Acum trebuie să decizi dacă să crezi ceea ce spune ei la televizor sau viziunea ta interioară despre lumină și iubire. Nu contează ce cale alegi, oricum vei ieși la lumină și vei iubi doar pentru că așa ai decis. Dar dacă crezi în posibilități întunecate, drumul tău va fi umplut cu și mai multă frică 3D. Chiar dacă cunoști destinația, ai la dispoziție multe opțiuni. Există poteci abia vizibile și există autostrăzi. De ce să mergi pe traseul abia vizibil, îngrozitor, când poți urma cu ușurință o autostradă plină de călători de lumină? Decizia depinde în totalitate de tine. Ești de lumină sau de frică? Poți schimba cu ușurință modul de călătorie și ruta oricând dorești, atât de puternic ești, căci lumina a câștigat și ești capabil să fii umplut cu această lumină puternică. Deci, de ce să te întorci la murdărie și frică? Este pentru că ți-e frică cu adevărat sau este mai distractiv decât să crezi că totul este în regulă? Am fost instruiți să ne bucurăm de frică de secole. Poate se va întâmpla ceva teribil. Acum,
în interiorul multora, frica devine mai puțin stârnitoare, așa că mulți își cresc nivelul vibrațional ca o dependență. Lumina pare puțin plictisitoare în comparație cu temerile amuzante pe care le poți urmări și comenta. Este timpul să lăsăm temerile deoparte și să îmbrățișăm noile emoții subtile care ne sunt disponibile. Depinde de tine dacă este o călătorie dificilă, plină de frică, sau o autostradă către o viață nouă, cu noi abilități și oportunități interesante. Odată ce faci o alegere, reprezentanții Universului îți vor facilita drumul, fie că este vorba de fiorul fricii sau de emoția unei vieți noi într-o lume nouă. Orice ai decide, te vei regăsi acolo. Depinde de tine cum ajungi acolo și cât durează.